Salutare tuturor și bine ați venit din nou la o nouă rețetă! Astăzi vom pregăti împreună o rețetă extrem de ușoară de biscuiți lotus. O rețetă care se pregătește foarte repede, cu ingrediente la îndemâna oricui și care sunt un adevărat deliciu. Deci, haideți să începem rețeta! Într-un bol mai mare vom adăuga 230 de grame de unt moale, 100 de grame zahăr brun, o linguriță pastă de vanilie și amestecăm foarte bine aproximativ 5 minute. Până untul se spumează puțin. Iar acum vom adăuga în compoziție o linguriță scorțișoară, o jumătate linguriță cuișoare măcinate, o jumătate linguriță ghimbir, un praf de sare, 40 de grame de zahăr pudră și amestecăm. Următorul pas vom adăuga 290 de grame de făină, 3 grame praf de copt, 3 grame bicarbonat. Și vom începe să frământăm până vom uni foarte bine toate ingredientele și vom obține un aluat compact. Aluatul nostru este gata, așa trebuie să arate. Acum acest aluat îl vom împacheta și îl vom da la frigider timp de 30 de minute. Vom presăra făină pe masa de lucru, vom lua o bucată din aluat, vom întinde aluatul să nu fie nici foarte subțire, dar nici foarte gros. Și vom tăia biscuiții, așa cum vedeți că procedez eu în imagine. După cum vedeți, dragii mei, este o rețetă de biscuiți foarte ușor de pregătit. Sunt foarte aromați și foarte buni. Chiar vă recomand să încercați această rețetă. Cu siguranță veți fi încântați de rezultat. iar acum vom ștampi la biscuiții cu cuvântul lotus. Așa cum vedeți că procedez eu în imagine. Și vom da la cuptor timp de 15 minute la 180 de grade Celsius, cu căldură jos și sus. Prima noastră tavă de biscuiți Lotus este gata. Îi vom lăsa să se răcească puțin după care îi vom scoate pe un grătar. Am făcut o tavă și de biscuiți rotunzi Lotus. Îi vom da la cuptor 15 minute la 180 de grade Celsius. Este gata și cea de a doua tavă de fursecuri. Le vom lăsa puțin să se răcească după care le vom scoate pe un grătar. Și Delicioșii noștri biscuiți lotus sunt gata. Uitați cât de bine arată, sunt foarte aromați și foarte crocanți. Deci, dragii mei, cu acestea spuse, acum doar îmi rămâne să vă doresc poftă bună, spor la treabă și numai bine tuturor. Pa, pa!